Bun găsit, sunt Adrian Boioglu, bine ați venit în studioul Constanța News. Avem astăzi un invitat care se luptă de ani de zile cu morile de vânt. O să vedeți de ce spun chestia asta, pentru că sunt multe probleme într-o comună mare din județul Constanța, o comună pe care toată lumea o cunoaște. Avem, din fericire, și un om care știe să se lupte, are putere și reușește de cele mai multe ori să facă ce alți primari nu reușesc să facă. Bun venit, doamna primar Mariana Gâjiu. Mă bucur să vă am aici în studio, pentru că facem acum un fel de follow-up la discuția pe care am avut-o în luna decembrie și în care făceam un fel de bilanț al proiectelor realizate, al tuturor lucrurilor pe care le-ați făcut și pe care vă doreați să le faceți. Și urmăm acum cu o emisiune în care aș vrea să vorbim mai mult despre ce vă doriți să se întâmple în 2020 în Comuna Cumpăna. Mai întâi de toate, la mulți ani, bine ați venit. Cum a început acest an pentru dumneavoastră? Bine v-am găsit, vă spun și eu, și de asemenea, la mulți ani, succes în noul an 2020, în toate emisiunile pe care le realizați pe teritoriul județului Constanța și nu numai. Mulțumim! Mă bucur că am acceptat invitația dumneavoastră de a veni și eu la dumneavoastră în studio, deși, cum bine știți, mie îmi place acolo, la Cumpăna, la fața locului, între oameni, pentru a prezenta și a vedea și dumneavoastră realitatea, realitatea cu ochii minții și nu doar prezentată într-un studio de televiziune. Însă pentru că acum vorbim doar de proiecte, vorbim doar de ceea ce și-a propus Primăria și Consiliul Local Cumpăna în a realiza în anul 2020, este o tematică care într-adevăr se poate desfășura și în studio la dumneavoastră. Bun, dacă tot vorbim de proiecte ale Consiliului Local și ale Primăriei, Primăria Cumpăna are proiecte care, eu știu, la care țineți foarte mult. Și am să vă dau un exemplu, ieșirea de pe autostradă, dar care sunt ca un ghimbe așa în coasta dumneavoastră, pentru că nu reușiți să îi faceți pe cei care ar trebui să înfăptuiască acest proiect, atenție, pentru că nu ține numai de primărie, nu ține aproape deloc de primărie, nu reușiți să-i face să se miște așa cum trebuie să se miște pentru a rezolva această, nu e o problemă până la urmă, este un deziderat al dumneavoastră și al locuitorilor din Cumpăna. Ce se întâmplă cu ieșirea de pe autostradă? Ați spus bine, este un proiect care cel puțin durează în lupta aceasta surdă, această luptă cu morile de vânt, de două mandate. Deci eu vorbesc de ani, ani de solicitare a realizării nodului de descărcare de pe autostrada A4 pe teritoriul comunei Cumpăna. La început nu s-a vrut. La început au fost fel și fel de explicații aberante, că este prea aproape de nodul de descărcare de la Agigea, da? De la, practic, câți kilometri sunt până acolo? Într-adevăr, sunt 3 kilometri, dacă stăm și ne gândim, care sunt foarte ușor de parcurs, însă incomozi când tu treci pe lângă localitate și nu cobori. Să intri în localitate, trebuie să ocolești alți 5 km, pentru că uitați... Și să nu spunem faptul, să nu uităm faptul că vara acei 5 km îi faci în poate chiar și o oră din cauza traficului către sudul litoralului. Și vreau să vă spun că dacă de 2 ani de zile acest proiect a fost avizat pe hârtie a se realiza de către Ministerul Transportului, respectiv CNAIR. Anul 2019, an de fapt din decembrie 2018, a fost prima publicație a licitației pentru o studiu de fezabilitate, s-a blocat de două ori proiectul tehnic de execuție și construirea în același timp. Această etapă, în anul 2019, a fost anulată de două ori. Birocrația din România. Prima dată ministerul a greșit întocmirea caietului de sarcini. Incredibil. Cum poate un minister cu specialist să facă așa ceva? Iar la cea de-a doua nu s-au prezentat. Au fost excluși, respinși cei care au depus ofertele pentru a participa la licitație. De două mandate putea să o facă primăria, dacă avea și banii necesari, nu. Cred că putea să o faceți din de 10 ori până acum. Din taxele și impozitele locale, noi nu reușim să realizăm. Sunt convins. Nici pentru noi. Mă refeream ca și timp, puteați să o faceți. Ca și timp, vă imaginați că da.
Deci eu vreau să vă spun că ne lovim încă în România și la nivel central de foarte multă birocrație și de foarte multă indolență. La un moment dat sunt oameni cărora nu le pasă de ce se întâmplă jos și se gândesc doar la perioada mandatului pe care îl au de executat, mă refer la oamenii de decizie, nu la nivelul executanților, funcționari publici din cadrul ministerelor. Însă vreau să vă spun, și sunt răspunzătoare de ceea ce afirm, faptul că pot să inducă în eroare administrația publică locală prin a prezenta un document. Uitați, sunteți cuprinsă în etapa respectivă. Păi eu vreau să vă rog, mă crede că nu sunt lucruri minciună, domnul Neaga a și vizitat punctul de lucru de la Cumpăna. Ba chiar blocasem circulația pe podul care este singura cale de circulație, urmărind de pe pod care este traiectoria drumului ce va duce spre nodul de descărcare. Absolut totul. Îl și vedeam început în anul 2019, nu anulat. Ori eu acum, relund discuțiile cu ministerul, cu noul ministru, am reușit, zic eu, doar să deblocăm publicarea licitației. Documentația a fost publicată deja, nu sau încă, urmează? Este la verificare, este depusă la ANAP pentru verificare. Și să verifice de 3 ori ca să nu mai greșească încă o dată. Așa am spus și eu, de 3 ori să stea și 10 zile, nu doar 3 zile. În 3 zile, doamnă, verifică ANAP-ul, nu-i nimic, zic că 17 este data când voi verifica prima etapă. Că așa trebuie să urmărim fiecare instituție la nivel național unde ajung documentația, ca să fim siguri că ajungem la bun sfârșit. Să fim siguri că nu există nicio greșeală. Deci, luna, data de 17 ianuarie, este etapa de verificare a documentației ce va fi publicată pentru achiziția publică, proiectare tehnică și construire. Este prinsă în bugetul Ministerului Transportului, am verificat și acest aspect, că putea foarte bine să nu fie prinsă ca și achiziție și ca și investiție. Știți cumva la cât ajunge acest proiect? Nu. N-au făcut publice aceste... Estimativ, nu le-au făcut publice, însă faptul că ele sunt atât de necesare, având în vedere dezvoltarea comunei Cumpăna, numărul mare de turisme, autoturisme care circulă, care pleacă din comună, care intră în comună, dar explicam foarte bine ce înseamnă și fluidizarea traficului de pe DN39, nu doar noi în intrarea din comuna Cumpăna. Și de ce nu? Dezvoltarea durabilă a comunei Cumpăna ține de acest nod de descărcare de pe autostrada 4 pe teritoriul comunei. N-a prezentat niciun fel de interes atâta vreme cât nu există căile de acces. Un investitor care vine, primul lucru, se interesează ce căi de acces are pentru această localitate. Ați văzut că dacă nouă ne-au trebuit ani de zile până când să realizăm, și-a dat bunul Dumnezeu ca în această toamnă, să putem, mai precis, cred că în luna noiembrie, să deschidem drumul dintre 39E, deci cel care merge spre comuna Cumpăna, și strada Meșteru Manole în Constanța, în kilometrul 5, adică străbătând cartierul veterani de război al municipiului Constanța, oamenii care au treabă în zona industrială a Constanței nici nu mai merg până în sensul giratoriu de la bifurcație. Scutesc o grămadă de timp. Și scutesc timpul pentru că ar străbate orașul. Ori știți foarte bine cât de aglomerată este șoseaua în care merge de la Mangalia spre Constanța. Toată această porțiune se parcurge la orele de vârf chiar și în 25 de minute, ca să nu spun mai mult. Ei, ori acest mijloc de circulație, această stradă, că e practic o străduță, niciun kilometru nu are, niciun kilometru nu este distanța dintre ei. Și pentru acel kilometru v-ați bătut? Ne-am și bătut alți ani. Lucrul acesta nu se știe. Cum de altfel acum ne zbatem ca să putem să deschidem calea de acces către Agigea Eforie, virând la dreapta pe vechiul drum, vechea șosea, care acum este pur și simplu blocată. Acolo de ce ține? De Agigea? De cine ține acolo? Acolo ține absolut de toți factorii de decizie. Am obținut avizul de la Poliția Circulație, am obținut avizul de la Raja Constanța, care are stația de pompare a apei și care se considera că avea bazinele sub stradă. Nu. Am obținut de la Ocolul Silvic, pentru că este acea lizieră, urmează, de la drumurile naționale, de asemenea.
urmează Primăria Municipiului Constanța, Primăria Comunei Agigea, de asemenea, trebuie să își dea avizul pentru a putea să facem această rampă de accelerare, că este nevoie de o rampă de accelerare, pentru a putea vira la dreapta fără să așteptăm în sensul giratoriu. Acolo se alinieze la așteptare doar cei care merg spre Constanța, pur și simplu. Este la orele de vârf, se așteaptă și un sfert de oră până când să poți să ieși din comună. La un giratoriu să aștepți un sfert de oră? Da, există, în perioada verii mai ales, există asemenea pericol, ca să nu numesc altfel, că oamenii fiecare au pe minute, ați văzut cum este ziua stabilită, dar se întâmplă să aștepți atunci când copilul pleacă la fix să ajungă la școală. Dar Doamne ferește, e nevoie de o ambulanță, e nevoie de mașină de pompieri, exact. Pentru lucruri mai grave. Acelea folosesc sistemele de avertizare și pot trece mai rapid, pe câtă vreme ceilalți trebuie să stăm și să așteptăm la rând. Ați vorbit de toate aceste lucruri. În felul ăsta, și ați vorbit de investitori, și vreau să trec la următorul subiect legat de investițiile din Cumpăna. Pentru că ele sunt foarte importante, pentru că aduc acolo, să transformă Cumpăna dintr-o așa numită comună dormitor, cum e comuna Cumpăna, Valu și așa mai departe, într-o comună în care sunt investiții, în care oamenii își găsesc locuri de muncă și nu mai sunt motivați să plece în Constanța să lucreze sau în alte localități, ci să stea în Cumpăna, aproape de casă, să aibă tot confortul, să aibă liniștea că își pot găsi un loc de muncă stabil, care să le aducă venirile necesare să-și desfășoare activitatea și viața acolo. Apropo de investitori, am auzit așa că aveți de gând să mai faceți un lucru ce nu l-are poate nici Valu sau alte comune, o benzinărie. Da, stația PECO este un alt proiect pe care nu am reușit să-l atingem în acest mandat. Eu vorbesc de 4 ani și în anul 2019 am avut investitori care avea aproape toate avizele luate pentru a realiza această stație PECO pe care ne-o dorim a fi civilizată, a fi normal așa cum se află și în mediul urban și nu un container pus pentru aprovizionare și atât. Însă omul acela, din păcate, a intrat în faliment și n-a mai putut să realizeze. Acum suntem în căutare pentru un alt partener cu care Petromul să fie cel care să aibă franciza dată pentru stația PECO de la Cumpăna. Și vreți să faceți acolo ceva, eu știu, de mai mică amploare, gen un container sau o benzinărie în adevăratul sens al cuvântului? Nu, benzinărie în adevăratul sens al cuvântului, ba mai nou, chiar suntem în discuție pentru proiect cu alimentare cu energie electrică a mașinilor electrice. Deci tot ceea ce înseamnă astăzi benzinărie întâlnită de-a lungul autostrăzilor, întâlnită în localitățile urbane. Unde ar putea urbane. Să fie localizată aceasta? Locația este și atribuită prin hotărâre de Consiliul Local. Deci se ocupa și importanță. Dar dacă a avut avize pe obiectiv, pe investiție, persoana respectivă, cu proiect, cu tot ce înseamnă aprobate, care nu sunt atât de ușor de luat pentru o asemenea investiție, ea este amplasată exact lângă fabrica de înghețată Betty Ice, la intrare în comuna Cumpăna. Exact acolo, lângă monumentul eroilor ridicat în anul centenar 2018. La intrare în localitate, așa cum tocmai de aceea în comuna Cumpăna a fost introdus în intravilan, știți foarte bine, terenuri în suprafețe mari, pentru că au depășit 250 de hectare. Dacă luăm și analizăm, este o altă vatră a comunei. Numai că aceste hectare sunt dispersate la intrare în comună, la ieșire din comună, de-a lungul șoselei Constanței. Care e cea mai dorită zonă, ca să zic așa, în momentul de față? Vor oamenii să-și facă, eu știu, locuințele, de exemplu? Oamenii vor să-și facă locuințe foarte mulți la intrare în comună. La intrare în comună, având în vedere distanța mică dintre municipiul Constanța și comuna Cumpăna, dar acolo unde noi am reușit de-a lungul anilor să realizăm infrastructura, oamenii caută și rândul 2-3 de case, a nu fi la zgomotul șoselei, în linia, e absolut normal. Și vor și pe marginea canalului. Pe marginea canalului, da? Da, chiar pentru că este o imagine frumoasă, atâta vara, toamna, dar și în iernile blânde. Atâta timp cât cei de la canale navigabile își fac treaba și consolidează malul, ca să nu mai aveți probleme acolo, ca să ne aducem aminte. Dumnezeu și Maica Domnului, ca în luna decembrie, să se înceapă lucrările de consolidare al malului stâng al canalului. Când ne vor termina? Că asta e important pentru oameni. Atâta vreme cât
banii vor veni chiar eșalonat de la Ministerul Transporturilor, ei vor reuși să lucreze până la finele lunii martie, să termine consolidarea la nivelul străzii, adică acolo unde există pericolul prăbușirii caselor. Pentru cine nu știe, toată această problemă a fost una deosebit de gravă pentru Cumpăna. Și este în continuare. Am fost acolo, cred că de 1 mai, când vă sărbătoreați, vă bucurați alături de localnici, aveați, eu știu, muzică populară, copilașii talentați din comună aveau spectacole. Erați acolo, și în momentul în care erau copilașii pe scenă, ați primit un telefon și am plecat împreună cu dumneavoastră. Da. Nu numai că am plecat pentru că în decursul la, eu știu, câteva ore s-a prăbușit un mal, era undeva la vreo 20-30 de metri adâncime deja și amenința să ajungă la stradă, ajunsese de fapt deja, amenința să ajungă la curțile oamenilor. Ei bine, toată această situație de criză a fost, eu știu, prevăzută de dumneavoastră și de oamenii din primărie, pentru că ați anunțat la canale navigabile, iar cei de la canale navigabile n-au făcut absolut nimic timp de un an pentru a rezolva această problemă și atunci oamenii se vedeau în situația în care casele puteau să le ia la vale să se scurgă în canal Dunăre-Marea Neagră doar pentru că nu au făcut la timp aceste lucrări. Spuneți că acum au început. Au considerat la vremea respectivă, când noi anunțam primele crăpături, primele fisuri ale drumului, au considerat că ele sunt naturale și că nu au cum să ducă la alunecare a malului, la prăbușirea acestuia, care să ajungă până la 4 metri de casa omului. De și pe aceea mergeau câte 10-20 cm pe oră cădea pământul. Absolut, absolut. Abia din luna mai încoace au fost intervențiile ale ACN-ului în mod insistent, umăr lângă umăr, am pornit la drum către ministere pentru a putea solicita sumele de bani și pentru că nu reușeam decât demonstrând că este calamitate și nu calamitate naturală și nu că din vina omului, pentru că au fost și asemenea presupuneri că doar... Mai grav este faptul că au consolidat malul de pământ, dar pe partea cealaltă, acolo unde nu sunt case, unde este pur și simplu teren agricol. Trebuia asta consolidat a fost mai... și acolo, este așa adevărat. Așa este, dar casele oamenilor au prioritate, da. Și viața omului până la în urmă. În acest moment sperăm să primim banii de la Ministerul Transporturilor. Vreau să vă spun că dacă pe 25 noiembrie eram și prezentam câte un dosar ministrului, primului ministru, ministrului transporturilor, ministrului dezvoltării și ministrului finanțelor, la toți ministrii am prezentat imediat după alegerile prezidențiale, pentru că atât e de gravă problema aceasta. Vreau să vă spun că e mai gravă decât orice lipsă, pentru că e vorba de viața oamenilor, de casele oamenilor, oameni deja care sunt strămutați din luna august, 8 familii sunt strămutate din casele lor. În același timp, unde i-ați dus? Ce ați făcut am avut la îndemână locuințe anele, dar aceasta înseamnă o garsonieră anele, unde omul nu și-a putut transporta decât strictul necesar și nici de cum ce agoniseala de o viață din 7 absolut. Camere cât are o casă. Sau chiar 4 camere, 5 sau din camere. Curte, exact, din sau din curte. Toate cele au atras după sine, încă o dată, costuri pentru primărie când am avut noi în paza acestor case, apoi astăzi Jandarmeria Constanța păzește acele case. Din păcate, răufăcătorii sunt destui și chiar peste aceste, dacă vreți, măsuri de pază au reușit să pătrundă într-o casă de incredibil. Unde să fure bunurile din curte, bunurile din într-o magazie de rezervă unde poate să-și pună motocositoare, unde poate să-și pună drujbă, unde poate să-și pună omul tot ceea ce înseamnă și toate de firmă și toate bune. Ce oameni! Exact. Deci nu era de ajuns că oamenii sunt nenorociți de soartă că au plecat din casa lor, mai trebuia să le mai intră să le și spargă casa. Și vă imaginați că toate acestea merg spre primar. Nu se asigură pază, nu se asigură refacerea malului. De ce nu stați, doamnă primar, acolo zi și noapte să păziți dumneavoastră personal, deci, dacă vor asta oamenii? E incredibil. Este. Unii dintre oameni așa consideră. N-a făcut primarul nimic. Și se apucă și postează pe rețelele de socializare fel și fel de comentarii, care bineînțeles că nu întotdeauna. Haideți să vă propun ceva. Uitați, dacă tot am ajuns aici la subiectul ăsta. Haideți să vă propun ceva. Ce ați zice? Pentru că eu nici atât ca jurnalist nu am făcut chestia asta, dar aș vrea să o faceți pentru cumpăneni. Ce ați zice dacă am face, nu știu, să ne urcăm în mașină sau într-un autocar, un microbus, ceva, să meargă
cumpănenii să se strângă și să mergem cu ei să vadă și zona asta și altele și chestiile bune și chestiile rele din Cumpăna. Să le arătați și să le vadă, cum să spun, să vadă ce se întâmplă în Cumpăna, ce a fost făcut, dar să-și aleagă, vreau să merg și pe strada cu tare. Și dacă e o problemă acolo, o vede și dumneavoastră, dar o vede și omul de rând și ne spuneți ce se întâmplă în situația respectivă, dacă se rezolvă și când se rezolvă. Haideți să facem, uite, suntem acum în 16 ianuarie, când filmăm această emisiune. Ea va fi difuzată în zilele următoare, să zicem pe, nu știu, la 1 februarie. Dacă ne ajută și vremea, la 1 februarie vă propun să ne urcăm în mașini, într-un microbuz, într-un autocar, no, ceva, și haideți să mergem cu oamenii și să le arătăm, ei să decidă unde vor să meargă. Ce spuneți? Nici nu vă dați seama ce îmi propuneți mie. Este, dacă vreți, un gând pe care eu l-am avut și cu ani în urmă, când tot așa existau în preajma unor evenimente, nu numai alegeri electorale, zic, Doamne, îi iau pe oameni de la intrare în Cumpăna, îi duc spre marginea canalului să se vadă cât de mare e comuna noastră, să cunoască cât de mult s-a construit, cât de mult s-a dezvoltat. Mă durea atunci când spuneau, n-ați făcut nimic. Cum, domnule, când proiectele acestea pentru care... Eu vreau să vadă și ce ați făcut, dar, și cele rele. Dar să-și aleagă oamenii unde vor să meargă. Absolut, absolut. Noi nu avem, spun eu încă o dată, dorința de a ascunde ceva. Și eu vreau să vă spun, pentru că este și dorința mea, și uitați că ideea dumneavoastră va prinde viață, mă voi strădui să achiziționăm un mijloc de transport pe care să invităm pe oameni să meargă cu noi și să vizităm... Da, puteți să le închiriați pentru câteva, exact, ore într-o zi. Absolut, pentru că nu am eu societate de transport auto. Absolut. Închiriem acest mijloc de transport și mergem, dar mergem împreună ca dumneavoastră să puteți și mediatiza. Bineînțeles. Lucru. Eu vă propun așa, pe 1 februarie, nici nu știu ce zic. Să avem timp să poți anunți oamenii să se înscrie fie la registratura comunei, da? Să vedem de cât trebuie să fie, de 20 de locuri, de 40 de locuri, mijlocul de Dar transport. Dar vă propun pe să care... se înscrie și online. Să se înscrie și online. Pe Cumpăna News. Avem unde pot oamenii să pagina se înscrie. Pagina de Facebook Cumpăna News, da? Da, pe Cumpăna News, dar și la registratura primăriei să se înscrie oamenii care doresc. Pe 1 februarie, să spunem, nu știu, la ora 11, ca să fie ok pentru toată lumea. Să fie musai într-o sâmbătă, ca oamenii să poată să fie liberi. Am verificat pe 1 chiar este sâmbătă. Da. Dacă dumneavoastră... E perfect. Da. Ca oamenii să fie liberi, să aibă timpul necesar pentru câteva ore și aș vrea să mergem să vedem și să spun omul, eu aș vrea să merg și în zona cu tare. Dar eu vă mai spun ceva, dumneavoastră. Eu aș mai vrea totuși să am așa o comunicare și un dialog dinamic cu locuitorii comunei Cumpăna. Nu numai faptul că sunt născută, crescut acolo, că doar acolo îmi duc viața și acolo voi închide ochii. Vreau ca să pot să am adresate întrebări directe și cărora atunci trebuie să le răspundem. Pe, eu primarul. Pe calea asta cred că putem să vă ajutăm și noi și atunci aș vrea să invit oamenii ca cei care văd acest video pe Constanța News să... Uitați, haideți să facem în felul următor. Vă propun să repetăm, să facem o nouă emisiune în luna februarie, să zicem peste o lună, undeva pe la jumătatea lui februarie. Ei bine, și acea emisiune să fie... În avans vom anunța data emisiunii și vom cere oamenilor să vă adreseze întrebări. Foarte bine. Ne promiteți, ne puteți promite că răspundeți la o întrebare și de bine și de rău? Absolut. Dialogul corect, dialogul real este cel mai bun. Comunicarea între om și cel care răspunde, respectiv primarul, este cea mai bună. Pentru că oamenii primesc trunchiat informațiile, pentru că oamenii le primesc denaturate. Atunci realitatea. Cel mai bine să le primească de la noastră. Absolut. Și absolut. Cel mai bine ar fi să adreseze aceste întrebări în așa fel încât nemijlocit, le citesc pur și simplu de pe telefon, de pe computer, bine, adresez una după alta, le luăm pur și simplu la rând. Absolut. Și vorbim despre toate aceste lucruri în așa fel încât oamenii să vadă, pe de o parte, deschiderea dumneavoastră, dar și dacă au o problemă, să vadă când această problemă va fi rezolvată. Pentru știți că asta de e ce am zâmbit acum? Vă imaginați dumneavoastră că pe rețelele de socializare se scriu atâtea și atâtea nemernicii. Se scriu și de bine și de rău. Eu le văd pe cele de rău, pentru că din totdeauna nu m-am îmbătat cu apă rece și întotdeauna m-am uitat și chiar dacă nu am comentat
Nu am comentat, că vă imaginați ce ar însemna să mă plec la nivelul de a răspunde la toate mizeriile cu care ești împrăștiată. Am luat multe, multe dintre propunerile oamenilor, propuneri decente, de bun simț, propuneri care sunt ale unor oameni pe care chiar cărora le pasă de ce se întâmplă în comună. Eu știu că există și conturi false, conturi care nu fac altceva decât să agite oamenii, dar există și oameni care printre acele conturi false sunt oameni de bun simț, oameni care au o problemă într-adevăr, care sunt supărați cu problema lor și care vor să o știe, cum să zic, pentru omul de rând, poate aleea din fața casei care e neasfaltată sau, eu știu, gropi sau altceva, contează mai mult decât orice pe lume, pentru că el o vede dimineață, prânz și seara. Și atunci, pentru acel om, acea problemă este cea mai importantă. Și atunci, pentru acei oameni de bun simț și care au, cum să spun, bunul simț și vor să știe aceste probleme rezolvate, eu vă propun, intrați pe Constanța News, adresați-ne întrebările, vom face eventual o postare în așa fel încât să strângem toate aceste întrebări de la cumpăneni și le vom adresa doamnei primar într-o emisiune viitoare, în așa fel încât toate problemele să fie, eu știu, adresate, să fie răspunse, să primiți răspunsul pe care vi-l doriți. Iar doamna primară, ați văzut, ne-a promis că va răspunde și la bune și la rele. Dar nu e vorba de promisiune, este vorba de o realitate. Niciodată nu mi-am dorit să ies în față și să spun: uitați ce am făcut eu, uitați ce am adus, uitați ce aprobări, uitați ce... N-am vrut să fie o laudă, însă văd că e necesar să ies să le prezentăm, așa cum spuneți, și cu bune și cu rele. Ei, și mai ales pe cele rele. Pe 1 februarie vom merge pe teren, dacă ne și ajute vremea și nu o să fie, eu știu, vreun viscol, vreo zăpadă, absolut, ceva. Da. Pe 1 februarie mergem pe teren, oamenii au ocazia să se înscrie până atunci, în așa fel încât să vadă chestiile pe care ei vor să le vadă, să stabilim un traseu cu acea mașină, autocar, ce puteți spune la dispoziție, în așa fel încât să vadă oamenii aceste lucruri și pe aceea le prezentăm tuturor. Are ocazia să se înscrie orice, eu știu, hai să spunem, orice locuitor al comunei Cumpăna. Nu copil, dar, eu știu, adulți peste 18-20 de ani. Da. Așa, se pot înscrie și se pot înscrie în avans, pot să se scrie fie la primărie, a spus, la registratură, da, fie online pe pagina de Facebook Cumpăna News, pot trimite un mesaj și pot să se scrie în această excursie cu nume și prenume. Va fi plecarea, să spunem, unde? La un 10:30, 11 la primărie? La ora 1, între 10:30 și 11 la primărie. Autocarul așteaptă în fața primăriei, așa cum este normal, de acolo să demarăm spre locația pe care locuitorii comunii Cumpăna o aleg. Eu vreau să mergem și acolo la canal, să vedem ce se întâmplă. În primul rând la canal Dunăre Marea Neagră. V-am spus, pentru mine este cea mai grea problemă. Este cea mai grea problemă pentru că privește integritatea proprietății omului, casa omului și viața omului. Acum, pentru cei care se aflau în prima linie, sunt în mutații în afară de locuințele ANL, avem o casă pe care am avut sprijin de la oameni de suflet care să mă ajute să o refacem și în acel moment s-a lucrat zi și noapte ca să putem secția de construcții a societății Raja de a amenaja și să mutăm două familii, într-o familie erau 7 persoane. Unde să muți acea familie? Știu că în Cumpăna, nu știu dacă este vorba despre aceste apartamente, dar știu că era o situație cu niște apartamente, undeva la 64 de apartamente pe care urma să le dați în folosință. Nu, sunt acestea ANL sau sunt alte? Urma să începem să construim. Să începe să le construiți. Construim care este stadiul acelui proiect? De apartamente. Imediat, ordinul de începere a lucrării a fost dat în de predarea amplasamentului în august 2019 către Agenția Națională de Locuințe, pentru că aceștia sunt constructorii și finanțatorii. Deci este tot prin ANL. Tot prin ANL, Agenția Națională de Locuințe, însă tocmai atunci a fost constatarea, pentru că din mai până în august s-au făcut proiectul de consolidare al malului stâng al canalului Dunăre Marea Neagră și s-a constatat că pânza freatică este la suprafață. Și atunci constructorul a venit și a pornit la modificarea acelui proiect care trebuia să aibă o pernă de piatră ca să fie de siguranță pentru construcția locuințelor ANL, acestea fiind și ele în zona
unde este tot pe malul stâng al canalului Dunării Marea Neagră, dar la o distanță de un kilometru, nu chiar și mai mare de când, canal. Când sperați să înceapă efectiv lucrurile acestea la aceste locuințe? Acum vor începe, când vremea le va permite, cred că în luna februarie, martie, ei vor începe construirea acestor locuințe pentru care au termen de execuție 18 luni de zile. Alte 60 și ceva de apartamente. Câte cerere aveți? Foarte multe. Foarte multe cereri avem, sunt peste 300 de cereri de locuințe. Deci veți acoperi probabil niciun sfert probabil din niciun ele. Niciun sfert din acele solicitări, având în vedere, și pe mine mă bucură că tinerii comunei Cumpăna rămân acasă la Cumpăna. Am, de aceea mi-am dorit și am introdus în intravilan acele suprafețe de teren arabil. Le-am transformat în curs construcții, chiar dacă mi-am agățat un pietroi uriaș de gât, de ca ce? Și primar, pentru faptul că acele terenuri au fost pentru cultura mare, deci de agricultură. N-au avut absolut nimic pe ele, vă dați seama că a trebuit să o luăm de la zero, pornind de la tot ceea ce înseamnă utilitate, de la trasare, străzi, de la aducțiune de apă, canalizare, gaze, lumină și abia pe urmă drumuri, ceea ce a durat ani în șir. Este vorba de terenuri care nu sunt într-un singur trunchi, ci intrare stânga-dreapta, ieșire stânga-dreapta, lateralele comune, străzile principale unde terenul arabil era deja ocupat abuziv cu fel și fel de improvizații, de magazii, magazioare, toate aliniate și am introdus în intravilan. Și acolo trebuie să faceți rețea de drumuri, tot, de apă, tot, canalizare și asfaltare. Tocmai de aceea, proiectele la Cumpăna nu se mai termină niciodată. Ba, au fost un răuvoitor, să spun așa frumos, care a spus: cum e posibil ca în 5 mandate să nu termini infrastructura într-o comună precum Cumpăna? Păi cum să nu fie posibil când noi n-am avut numai... Nu știu cine e acel răuvoitor, dar eu îi spun așa. Pe data de 1 februarie, la ora 11, vă așteptăm la primărie în față să plecăm într-o excursie prin comună, să mergem și prin acele zone și prin alte zone în care s-a lucrat în 5 mandate, cum spunea doamna primar, și haideți să vedem împreună ce s-a făcut în 5 mandate și dacă doamna primar își merită, eu știu, titlul acela care e folosit generic pentru primar de primul gospodar al comunei, dacă într-adevăr este sau nu. Pentru că și eu sunt curios ce s-a făcut în 5 mandate și dacă merită doamna să meargă mai departe. Și mergem și prin acele zone și unde vreți dumneavoastră. Apropo, candidați, mergeți mai departe. Bineînțeles că da. Mai avem încă proiecte în curs de execuție, proiecte depuse spre finanțare pe care trebuie să le continui împreună cu oamenii. Mergeți mai departe cu PSD? Merg mai departe, da, rămânând la acest partid din care fac parte din anul 1996 și eu vreau să vă spun și am spus-o de fiecare dată. Partidul meu se numește Cumpăna, fac politica cumpănenilor, dar nimic nu m-a împiedicat să fac parte din acest partid ale cărei principii sunt foarte bune pentru oameni. Nu credeți că aveți cumva de pierdut din cauza faptului că sunteți în PSD, iar PSD este acum, poate și în urma alegerilor prezidențiale, într-o europarlamentare, da, într-o perioadă în care nu are o imagine foarte bună din cauza ceea ce s-a întâmplat în ultimul an, un an și jumătate? Este adică adevărat. Nu credeți că partidul v-ar trage în jos la procente și atunci poate ar fi mai bine să mergeți ca independent, să zicem, sau să așa? Sau nu sunteți genul care părăsiți barca la pericol și mergeți mai departe? Este adevărat ce spuneți dumneavoastră în ceea ce privește pierderea de procente pe care o pot avea ca om, da, datorită partidului din care fac parte, însă dumneavoastră singur ați spus, niciodată n-am fost și n-am să fiu omul care să-mi părăsesc, am spus, familia, în primul rând familia mea de acasă, familia comunei, dar de ce nu și familia politică în care m-am înscris în urmă cu atâția ani. Deci eu de fiecare dată am spus, din păcate greșelile fac conducătorii, decidenții acestui partid și nu partidul cu principiile sale stabilite într-un statut, consfințite, ca și Constituția. Dacă ar fi respectate în tocmai acelea, bineînțeles că n-ar mai fi fost atât de denigrat acest partid. Eu, din punct de vedere al familiei pe care o am acolo la Cumpăna, deci cumpănenii, cunosc acest lucru, am obținut fonduri, aflându-mă în funcție de primar, deci ordonator principal de credite, și pe vremea opoziției, ba poate mai multe decât pe vremea guvernării.
unde, dacă îl întrebați și astăzi pe președintele Consiliului Județean, știți, doamna Gâjul, nu putem să vă repartizăm la cumpăna niciun fel de fonduri, pentru că dumneavoastră, colegii, sunt supărați că tot la cumpăna. Păi zic, dom'le, dacă există necesară cofinanțarea de proiecte, e adevărat că și alți colegi primari au proiecte, au câte 4, 5, 7 proiecte în derulare. Nu credeți că doar cumpăna are proiectele acestea în derulare? Și noi toți, fiecare, ne zbatem să aducem cofinanțări pentru aceste proiecte. Că dacă aș sta acasă la cumpăna și aș aștepta să vină cineva să spună, poftim, nu vrei și tu un proiect, nu aș avea unul. Și atunci care ar fi soluția? Poate în 2020 măriți taxele, impozitele locale? Ne străduim și mai mult să încasăm 100% aceste taxe și impozite locale. Nu am avut creșteri de taxe și impozite, vor fi cele ale tramei stradale, de protecție ale tramei stradale, unde furnizorii de servicii de mărfuri vor plăti taxe pe teritoriul comunei Cumpăna în momentul când vor veni să aprovizioneze agenții economici de pe teritoriu. Taxă care de altfel este în toată lumea, în mediul urban și absolut peste tot, nu este o taxă nouă. Deci asta înseamnă că nu cresc taxele în Cumpăna? Deocamdată nu. Da. Am avut grijă să putem să realizăm încasarea lor 100%, pentru că de încasarea acestora, procentul de încasare, depinde și suma pe care tu o primești de la bugetul de stat din sume defalcate. Deci este foarte important să urmărim acest indicator. Din păcate, avem și oameni care nu au înțeles că trebuie să-și achite aceste taxe și impozite către primărie. Sunt oameni care consideră, păi, ce a făcut primarul din banii lui? A făcut din banii noștri, din taxele și impozitele noastre. Da, mai ales dacă le plătești, nu dacă nu le plătești. Nici dacă le-ar plăti 100%, este demonstrată pe o stradă din localitate, casă lângă casă, deci aproape 900 de metri lungime, unde din taxele și impozitele achitate 3 ani de zile, nu reușeam să facem decât rețeaua electrică. Fără asfaltare, fără apă, canalizare. Fără apă, fără gaze, asfaltare nici vorbă. Ori la Cumpăna, dar cred că peste tot, oamenii spun, degeaba am de toate celelalte utilități dacă nu am asfalt. Sau, degeaba ai făcut asfalt dacă n-ai făcut trotuare. Și uite așa, niciodată, nu este bine. Însă, eu mi-am văzut de drumul meu, atâta vreme cât am găsit proiect care a însemnat asfaltare, și am văzut că la POIM, deci este programul de infrastructură mare, unde aveam proiect din 2014 depus pentru canalizare, pentru că există străzi, 4 străzi care au canalizare și am pus asfaltul. A venit peste 2 ani de zile, deci în 2016 a venit asfaltul și eu ce trebuia să spun? Plecați de aici cu banii că eu nu asfaltez, că n-am canalizare. Nu. Făcută canalizarea și după aceea refăcut asfaltul. Exact, refăcut, adus la starea inițială de către constructorul care vine să realizeze canalizarea. Banii? De ce să pierd banii? Dar glasurile sunt potrivnice. Uite ce gospodar prost. Mergem și acolo pe 1 februarie. Le readucem aminte oamenilor. Pentru că e bine să le vedem și pe acelea. La final aș vrea să vă întreb, când sperați să intrați cu bugetul la vot? Cum stați din acest punct de vedere? Păi eu cred că nici nu sfârșitul lunii, la luna februarie, vom intra cu bugetul. Nu avem de ce să nu intrăm după ce primim. Simțiți că vă ajută faptul că aveți, eu știu, acest buget aprobat mai repede la începutul anului? Bineînțeles că da, orice ordonator de credite spune acest lucru. Cum să nu spui? Păi cum să așteptăm până în aprilie și să nu putem să facem plăți decât în procent de până la 12% în funcție de încasă? Sau cum să poți să stai să lucrezi fără un buget atâta vreme cât nenorocești și furnizorii de materiale, de servicii sau investitorii, constructorii care vin să-ți realizeze? Noi am blocat lucrările la sfârșitul lunii noiembrie și decembrie. Dumnezeu ne-a dat vreme bună că nu existau fonduri primite de la Ministerul Transporturilor pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL-ul. În comună se lucrează 4 proiecte cu aceste sume, de fapt 6, pentru că sunt 2 din PNDL-1. Și atunci când tu ai dintre 6, 4 le ai numai pe pietruiri și asfaltări de drumuri, când toți locuitorii plâng și spun lipsesc drumurile, ori eu ca primar sau oricare dintre noi, colegii primari, care nu-și dorește să vadă că aduce civilizația la îndemâna locuitorilor, oricare dintre noi, absolut, asta ne dorim. Și le vom vedea pe toate acestea pe 1 februarie. Vă invităm la Cumpăna, așa cum îmi place mie, să le vedeți la fața locului, nu doar să se scrie dintr-un birou despre ele. Bineînțeles. Așa cum vă spuneam,
vom face acest lucru, vom veni și noi, Constanța News, jurnaliștii vor fi acolo pe data de 1 februarie, începând cu ora 10:30-11, în așa fel încât să vedem unde vor oamenii să meargă, vom vedea care sunt problemele, dar și lucrurile bune realizate în comună, vom vedea care sunt lucrurile pe care le-a făcut doamna primară în 5 mandate, așa cum spunea un răuvoitor pe Facebook, dar și pe care nu le-a făcut în 5 mandate, și toate aceste lucruri vor fi aduse la cunoștința cumpănenilor. Eu sunt Adrian Boioglu, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea doamna primară. Dacă îmi permiteți, aș mai avea ceva de adăugat. Vă rog. În sensul activității culturale. Viața unei națiuni este cultura ei proprie. Ce faceți pentru cultură în 2020? Deci, în primul rând, am deschis calendarul activităților, așa cum a fost el aprobat de către Consiliul Local Cumpăna. Cu ziua lui Eminescu. Ziua lui Eminescu, ziua culturii naționale. Am avut bucuria să văd copiii îmbrăcați toți în uniformă, în bluzele albe, cravata pe care a ales-o școala, Consiliul de Administrație al școlii, și pantalonii sau fustele de culoare bleu-maren sau negru. Vreau să vă spun că acea sală a Căminului Cultural râdea de chipurile frumusețate, de chipurile acestea ale copiilor, chipurile frumoase, luminoase, iar pe scenă pregătită de profesorul de limba română al școlii, al liceului Nicolae Dumitrescu, un montaj de poezie atât de frumos despre Eminescu, scrise de Eminescu, și poezii mai puțin cunoscute de noi, n-au fost atât de mult publicate, atât de mult prezentate, dar balet, grație, deci exact așa, Eminescu, poezie, sunet, culoare. Am văzut că ați avut invitați pe doamna Vlădescu de la Teatrul Danovski. Ați avut hrană oameni pentru suflet. Așa am numit-o ieri, ziua de ieri, deși a trebuit să plec la 10:30 să ajung la Ministerul Mediului, pentru că ieri am fost la Ministerul Mediului, acolo alte probleme, că chiar dacă pe 9 am fost la Ministerul Transporturilor, și spunea cineva, știe cineva că dumneata ai fost, te bați iarăși pentru nod de descărcare sau pentru preluarea terenurilor de pe marginea canalului? Mergeți acolo la un lucru care trebuia făcut de acum 4 ani. Dar revenind la cultură și apropo de locuitori, chiar aș vrea, uitați că dialogul acesta, deschideți dumneavoastră o cale foarte bună de prezentare a adevărului. În luna noiembrie, un locuitor care nici măcar nu este al Cumpănei scria, zice, la Cumpăna nu se face nimic pentru cultură, la Cumpăna nu există în Căminul Cultural activitate, la bibliotecă nu există activitate. Pe câtă vreme, alți locuitori, bineînțeles și de cele mai multe ori, păi 9 spectacole ne trebuiesc, 9 teatru ne trebuie, 9 ziua recoltei, 9 ne trebuie cântec, joc și voie bună, nu mai putem, n-avem drumuri, n-avem trotuare, n-avem... De-aia face toată ziua festivaluri naționale și internaționale. Ei, Doamne, păi cine mulțumești? Unde e realitatea? Vă imaginați că dumneavoastră, păi noi avem 41 de activități în cele 12 luni, la nivel județean, național și internaționale 4, deci culturale. Dacă doar așa să vă dau să publicați acea listă a activităților culturale, educative, nu sportive. Viața, sportul e un mod de viață la Cumpăna, e cu totul altceva, deși departamentul este cultură, educație, sport, care se ocupă despre aceste întrebări. Ori Cumpăna este vie. Să știți, din punctul acesta de vedere... Am văzut numai festivalul recoltei, evenimente, zilele, toate cele zile care sunt sărbătorite și pentru femei, și pentru vârstnici, toate acțiunile pe care le faceți, toate aceste lucruri ajută anumite categorii. Ziua familiei, ziua pământului, iubim tot ce mișcă, știți cum este vorba tot a versului lui Eminescu, râul, ramul, toate ne sunt lângă suflet. Și noi, chiar la Cumpăna, când spun noi, nu primarul, e urât ce spun, primarul nu e buricul pământului, echipa, funcționarii publici, personalul care lucrează în bibliotecă, lucrează în administrație, lucrează în centru socio-educativ, socio-cultural, deci toate sunt construite și investițiile acelea aduc educație pentru copii și în orele extra
curriculare. O să venim și o să participăm și la aceste evenimente, pentru că e bine oamenii să le vadă și să știe Absolut. De ele. Așa cum am publicat de altfel pe Constanța News un reportaj legat de celebrarea zilei lui Eminescu la Cumpăna, vă spun că dintre toate localitățile județului Constanța, nu știu dacă au fost una sau două care au avut asemenea eveniment. Adică, în afară de Cumpăna, nu mi-aduc aminte, colegii mei poate au publicat și alte materiale, dar nu mi-aduc aminte în afară de Cumpăna Sunt să fie insistat. Sunt convinsă că și colegii ceilalți au făcut, colegii primari, au pus la dispoziție logistica pentru a realiza împreună cu școala. Că așa contează și implicarea tuturor părților. Absolut, absolut. Fără parteneriat nimic nu se face. Vă imaginați, punem în valoare cei mai buni ambasadori ai comunei, copiii, elevii. Deci vorbeam nu doar recitatori, poezia recitată pe fundalul unei muzici interpretate la pian de o fată tot liceană de-a noastră, Grigoraș, dar corul de chitare pregătit de profesori, doi profesori de matematică, însă muzica folk pe versurile lui Eminescu, nu știu cum să vă spun, lansarea de carte a profesorului universitar Moiceanu sau prezența bibliotecii județene. Păi, domnul Pleșoianu este an de an la Cumpăna, Cumpăna neavând doar bibliotecă, ci și bibliotecul. Este comuna care a făcut parte din comunele pilot la începutul proiectului lui Bill Gates, bibliotec, da? Microsoft, nu doar la țară, no. Da? Ci în România. Și să auzi comentarii și critici că sunt cărți prăfuite. Păi să vină să vadă câți cititori. Sunt cărți prăfuite. Vă zic de ce sunt cărți prăfuite. Pentru că nu vine nimeni să le împrumute, să le citească și în felul ăsta să dea praful de pe ele. Deci, atunci când nu citești cărțile, ți se par prăfuite când ajungi la ele. Dar să vină să le vadă că ale noastre sunt volume citite și pe fișe înscrise. Sunt locuitorii ai comunei care vin și împrumută de la biblioteca comunală. A spus ceva mai devreme și cu ideea asta vreau să încheiem și să las telespectatorii noștri. Contează ca totul să fie făcut împreună, contează Absolut. Comunitatea, Absolut. Iar Cumpăna este o comunitate care merită mai multă uniune, merită ca oamenii să se întâlnească mai des, să aibă activități în comun, să se bucure de toate aceste evenimente pe care le organizează primăria și, de ce nu, așa cum spunem de fiecare dată, haideți să spunem și ce e bine și ce e rău, haideți să venim cu întrebări, să veniți cu întrebări pe care, la care să găsiți răspunsul și să faceți toate aceste lucruri într-un fel în care să vă gândiți la binele comun. Contează evident și strada asfaltată din fața porții, dar contează și actul de cultură și un eveniment, contează și dacă există un loc de întâlnire, dacă există, iată, o benzinărie, dacă oamenii aia care stau pe malul canalului au unde să doarmă peste noapte și așa mai departe. Absolut. Toată puterea Absolut. Comunității trebuie să fie adunată și oamenii să își găsească mândria de a spune sunt mândru că sunt cumpănean. Eu asta mi-am dorit dintotdeauna, încă de la începutul mandatului, din anul 2000, când eram 5200 de locuitori și întâlneam în țară, când mergeam sau dar unde vine Cumpăna aceasta? Ce e asta? Comună? Ce e? Și acum știe toată lumea de Cumpăna. Eu ca și om născut, crescut la Cumpăna, cum să nu știe că existăm la 10 km de Constanța, câți aveam la vremea aceea, cum să nu se știe de comuna noastră Cumpăna? Tocmai de aceea mi-am dorit să o promovez pe toate căile posibile, inclusiv prin a scrie, a edita revista Comuna mea Cumpăna. Vă imaginați că oricăruia dintre noi ne este drag, ne este dor și iubim locul în care ne-am născut, locul de unde ne vin rădăcinile. Așa că le spun tot timpul copiilor noștri, indiferent unde ați ajunge, să nu uitați că v-ați născut la Cumpăna și ați învățat primii ani la grădiniță, la școală, în comuna Cumpăna. Doamna primar, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și ne eu. Vedem din nou pe data de 1 februarie în fața primăriei, începând cu 10:30-11 și ne revedem în studio undeva pe la jumătatea lui februarie, atunci când așteptăm întrebările dumneavoastră ale cumpănenilor pentru doamna primar. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună.